Fii atent, îl întrebăm pe el, bine? Conexiunea, vă rog. Marinescu, să știi că a mea colegă te-a auzit când discutai cu Alex la baie și reproșai faptul că nu a fost potrivit să afirme că o place pe Maria. Tu înjurai, dar nu contează. Nu. Dar? Nu, n-am discutat absolut deloc, domnișoara Cristina, astăzi cu Alexandru la baie, nici măcar nu ne-am intersectat. Nu, pe bune, pe bune, nu. Am fost o singură dată și am fost cu Victor, domnișoara Cristina, și vorbea despre Teodora. N-avea treabă Alexandru acolo. Ia zi, Alexandru. Nu, cred, înainte de episod. Nu, mă, nu, ți-am zis eu ce s-a întâmplat. Era Victor și Victor a zis chestia. Nu mai da tu. O chem pe Alina. Pe Alina era lângă voi. Era înainte și tu de îi reproșai lui Alexandru faptul că nu e potrivit să se dea la Maria. De episod, pauză. Da, înainte de episod, el îmi spusese, nu mai știu ce mi-ai zis, că nu faci bine sau ceva de genul. Și eu am zis, bă, dar eu pe tot parcursul emisiunii, eu am afirmat faptul că Maria ar fi genul meu de femeie, doar că nu-mi place atitudinea ei. Fizic îmi place, dar nu-mi place atitudinea ei și felul și posesivitatea ei, atât. Dar el știa chestia asta. Și după zis, care Marinescu ți-a reproșat faptul că te dai la Maria puncte, puncte. Ei, dacă Marinescu se ia după Codruț și după Radu, asta e cine problema lui. Marinescu nu, după zic Codruț așa, păi ei Radu, doi au fost singurii care au afirmat chestia nu asta. Nu s-a luat nimeni după Codruț și după Radu, pentru că eu am zis chestia asta ieri. Ei au adus, au subliniat și au dus în discuție acest lucru fix astăzi. Exact. Eu ți-am spus ție la baie în felul următor. Alexandru, este posibil să fii următorul Romeo. Dar da, ți-am spus-o sub formă de glumă. Nu ți-am spus-o ca reproș. Corect? Ce înseamnă următorul Romeo? Nu știu ce înseamnă următorul Romeo, domnișoara Cristina. Rămâne de văzut, dar până una alta este, Maria este liberă să aleagă ceea ce își dorește. Alexandru este liber să schimbe părerea referitor la posesivitatea Mariei dacă își dorește treaba asta. Sau să meargă mai departe pe altă cale. E problema lor. Dar eu nu cred în că se poate înfiripa ceva între ei, nici peste 100 de ani. Fii atent, mai devreme am vorbit cu Maria și îmi spunea că este extrem de dezamăgită pentru că tu refuzi să răspunzi, refuzi să dai explicații, ba mai mult, de fiecare dată când simți că ea se îndepărtează, punctezi și tu cu câte un mesaj. De ce faci așa? Păi aș vrea mai întâi să ascult... Ok, am înțeles ceea ce vreți să transmiteți dumneavoastră, dar aș vrea să ascult și părerea Mariei, dacă se poate. Asta am spus eu mai devreme. Că vrei să ce? Să vorbesc când tu te îndepărtezi? Nu. Domnișoara Cristina a spus că sunt foarte dezamăgită, că am avut anumite așteptări când am revenit în casă, că în momentul că cauți mereu aprobarea sentimentelor mele și în momentul când eu mă îndepărtez un pic, tu vii cu un comentariu sau cu un mesaj. Ca să vezi dacă... Ce fel de așteptări ai avut tu? Păi uite, spre exemplu, îmi spunea că își dorea ca atunci când a revenit, tu văzându-o, să o îmbrățișezi, să o saluți. Nu, măcar să poarte o discuție, nu e vorba de îmbrățișări sau saluturi, nu are nicio treabă. Păi așa, asta spusese eu că m-am întors din Dominicană, am mai căutat-o cu ceva? Mai așteptat cu ceva? Sau? N-am de ce să fac treaba asta, despre ce vorbim? Maria, stai liniștită că și domnișoara Cristina a observat încă de ieri când a fost vorba de Alexandru Pele în discuția dintre voi doi. Am fost oarecum deranjat. Da, într-adevăr, am fost. Nu, n-ai fost deranjat. Ba, de da. Ce minți? Ba da, am fost de deranjat. De ce minți? Am fost deranjat. De ce minți? Nu mint cu absolut nimic. Păi de ce nu-l crezi, mă? Lasă, de ce? Nu mint cu absolut nimic, Maria. Fiecare... Ba, minți. Maria. Minți cu nerușinare, Maria. Și mai ales... Păi de ce să fii deranjat dacă tu spui în continuu că îmi respecti decizia și că vrei să mă vezi fericită? Maria, vreau să spun doar un lucru. În viața asta fiecare om își are un tren, da? Și urcă în el. Este posibil ca eu să fi fost trenul tău și să nu te fi urcat în el. Hai să ne înțelegem. Nu îmi pare rău de nicio decizie care am luat-o. Noi doi nu caut acum să mă împac cu tine. Nu vreau să ne mai împăcăm vreodată pentru că ceea ce s-a întâmplat între noi... Nu va fi decât o experiență frumoasă pentru mine.
ceea ce am cerut eu de la tine a fost măcar un pic de respect pentru ceea ce s-a întâmplat între noi, okay, posta relație. Ok, și acum zi-mi, ok, hai să zic o chestie, facem o înțelegere. Spune-mi exact în față, dar la momentul actual, ceea ce îți dorești de la mine și așteptările tale. Dar nu-mi doresc nimic. Păi, nu-mi doresc. Știi de ce am, păi, zic de ce am vorbit asta? Pentru că tu ai strigat la stânga și la dreapta că ai sentimente pentru mine, nu? Logic. Tu ai făcut asta. Logic. Păi și în momentul când eu îți spun că nu mai vreau să fiu cu tine, tu accepti decizia, ba mai mult, eu plec acasă printr-o anumită cauză, vin înapoi și tu, efectiv, nici măcar nu mă bagi în seamă. Adică sunt acțiunile tale care se contrazic cu cuvintele tale. Știi ce așteptări are? Să-i răspunzi la întrebări, așa mi-a spus. Și mai mult decât atât, vrea să-i răspunzi la întrebarea pe care ți-a adresat-o ieri și n-ai apucat. Da, am fost domnișoara Cristina cât se poate. Adică nu am vorbit niciodată atât de detașat și atât de deschis referitor la subiectul ce a fost între mine și Maria. Sau ce este. A explic la momentul actual, chiar și ieri și astăzi. Am explicat și explic continuare ce a fost între noi, da, relația noastră, și ceea ce este acum și unde mergem mai departe. Am adresat asta o întrebare ieri. Care întrebare? Mai spune o dată. De ce ai stat atât de mult, mă rog, de ce ai stat, ai stat lângă mine atâta timp, dacă tu ieri ai afirmat că nu ai fost sigur dacă mă vrei sau nu? Pentru că am simțit că a fost loc de mai mult. De asta. Am simțit că poate să fie ceva între noi. Iar minți. Dacă asta consider tu, mint. Eu spun ceea ce simt eu. Știi și asta a fost marea problemă, că nu ai crezut niciodată. Știi în care, mine. Da, pentru ai că crezut, Maria, pentru Maria, că sunt suficient de Maria, inteligentă să-ți înțeleg anumite acțiuni. Maria, și dacă nu le-am vorbit și nu le-am spus la un moment dat, a fost strict din cauza faptului că știu că nu-ți convine când ți se spun, ți se aduc la cunoștință anumite greșeli care le faci tu. Maria, tu ai de asta am tăcut și de asta am trecut peste de foarte multe ori. Okay. Plus mi-a convenit și mie să mă mint, pentru că într-adevăr am avut sentimente pentru tine și... Da. Auzi, Marinescu? Adinaur spunea, Adinaur, domnișoara Cristina, mă scuzați, a spus că te iubesc pe Marinescu. Da. Tocmai asta voiam să-ți spun, fix da. Asta voiam asta nu înseamnă nimic. A spus că te iubește. Să mă iubească în continuare și eu... O iubesc pe Shakira de când era mic. Nu se poate nimic. Mai Marinescu. Lângă casa lui Shakira. Fata aceasta spune că te iubește. Cum? Pe tine. Nu pe Brad Pitt. Nu pe Antonio Banderas. Pe tine, pe Marinescu. Și tu spui că o iubești pe Shakira? Da, domnișoara Cristina, și eu îl iubesc pe tata și pe mama și noi am văzut de 10 luni de zile și în continuare am sentimentul ăsta în mine și... Na. Asta e, mergem mai departe, n-avem ce să facem. Da, eu vă văd foarte tensionat și încerc să vă destresez. Amira, îți cam plăcea să dansezi cu Marinescu. Da, așa e. Cel puțin așa spuneau colegii tăi. Nu mă interesează ce cred colegii mei. Nu, mă interesează pe mine, ia, Codruț. Pe mine nu. Domnișoara Cristina. Ai văzut-o pe Amira dansând cu Marinescu? Clar, domnișoara Cristina, mă uitam la el. Martor. Deci, atât de... nu știu, emoționată era încât nu putea să îl privească pe el și s-a uitat la mine și am zis la un moment dat, bă, femeie, nu te-ai uitat la mine că poate mă de ochi, uite ce la el, că cu el dansez. Era, genunchii tremurau, brațele fățeau da, așa. Da, știai tu. Domnișoara Cristina se citea, îl adora, îl mânca din priviri pe Marinescu. De-aia nu mă uitam la el. Păi nu te uitai la el că nu dar puteai să te uiți în ochii priviri, lui. Dar nu? Mm-hmm. Dacă nici acum nu te-ai simțit proștind că Maria plânge din cauza ta și a lui. Nu în primul rând, Maria m-a pus să dansez cu el. Păi da, da. No! Maria ți-a pus un test și tu știai no. că nu o să-i convină și ce tu te-ai mă, ce ți s-a părut că m-am pupat cu ai el? Fost, auzi, ai un ghiță, te-o dat și te-o tras înapoi. Ceva, n-am chef să discut cu tine. Da, păi asta e părerea mea. Nu. Da, nu, uite că am descoperit și de ce plângea Maria la baie. Pentru că Amira a dansat cu Marinescu. Da, întrebați-o pe Maria, nu mai trageți concluzii. Dar întreabă-mă pe Maria dacă de-aia... Mă, stai adevărul, dar tu spui, ok, spune-mi tu mie atunci de ce Maria, da, nu, imediat după da, la baie, s-a dus la baie, i-am auzit mucii pe-n bocă și a tras... Iată și acum mi-i trag. Ai avea o teorie foarte interesantă și anume... Teoria conspirației. Că la început, atunci când îți place un băiat, ești rușinoasă. Da. Dar eu oricum așa... Păi s-a văzut destul de clar că nu putea să se uite la el deloc. Avea doar că cu pământ. Da, și stau să mă uit așa? Păi nu, da, trebuia să te uiți puțin la om. E, na, că așa el s-a uitat la tine? Uite, n-am vrut.
Să nu vă, nu vreau și gata. Top 3. Nu trebuie să vă dau eu voi explicații, că până la urmă nu contați niciunul pentru mine. Nici tu, nici Maria? Doar ea, atât. În rest și Mariana, în rest nu. Nu mă interesează de ei de niciunul. Dar să știi aia că s-a uitat și la mine, adică n-a fost nicio problemă. Nu s-a uitat. Ba da, s-a uitat la mine, n-ai observat tu momentul, că am dansat vreo 3 minute, înțelegi? Observat. Ok, am văzut noi prost, dar Maria cum a văzut? Ai întrebat-o și pe ea? Aia, nu s-a uitat la mine pentru, și nici eu nu m-am uitat la ea, înțelegi? Pentru că am vrut să evităm orice discuție care poate să apară ulterior, ca apoi să-i spun, și apoi am spus eu, Amira, hai mă, uite-te la mine, m-am uitat și eu la ea și am dansat mai vioi, înțelegi? Nu, Marinescu, nu! Nu, nu, da, așa. Maria nu a plăs. Ce vrea, am spus, noi am văzut prost. Noi toți ăștia am văzut prost. Dar pe Maria ai întrebat-o cum a văzut asta? Ce să vă fac? Dar ce? Pe Maria ai întrebat-o că cum a terminat dansul, fata a ieșit la baie și a început să plângă. Nu, din cauza noastră sau din cauza voastră? Nu, nu, a plâns pentru că și eu întreba. Mare de viață de sef și strage nasul de fiecare dată. Bine, fă mișto în continuare, că când vorbești normal atunci o să vorbim. Victor! Bună ziua! Bună ziua! Astăzi te-am văzut stând de vorbă cu două fete. Iar mai multe. Aoleu! Casanova! Teo, Nadia, zice, scuze. Și Alexandra. Ce Alexandra? Adriana, Adriana, mă scuzați, Adriana. Victor, Adriana. Aoleu, e grav dacă le confunzi. Română. Pădruț! Ăla ai auzit pe Victor ce a spus? S-a încurcat. Adriana, domnișoara Cristina. Cristina. Adriana. Domnișoara Cristina, dar eu n-am nimic împotrivă dacă colegul meu scump și drag Victor dorește să socializeze cu iubita mea Alexandra. N-am nimic împotrivă. Chiar în... chiar nu am socializat cu iubita ta Alexandra, am socializat cu Adriana. Dar de ce Victor nu vorbește cu Alexandra? De ce nu vorbești cu ea? A salutat-o. Dar de ce nu vorbești? Ce, nu am vrut să mă bag. Nu vreau să mă bag în relația voastră. Dar să vorbești amical, e urâtă? Poftim? Am o gagică urâtă, mă? Nu, n-am zis că e o ghiță. Auzi, Victor, dar crezi că dacă ți-ai propune, tu, bărbat adevărat și puternic fiind, ai putea să-i desparți pe cei doi? Da, aș putea fi în stare, dar nu-i văd rostul deocamdată. Da, hai să facem așa, Victor și Teo. Da. Vă iubiți? Aveți vreo șansă să fiți împreună? Domnișoara Cristina, din spusele ei și ce am lămurit cu ea, noi nu avem ce să avem împreună în viitor. Dar o să rămânem prieteni foarte buni. Mi-au dat de înțeles că o să rămânem prieteni și o să fie tot un regal. Adică m-au caracterizat frumos, mi-au spus că simpatic, că saios. Dar cu Nadia? Mor de râs, poftim? Nu mă place. Dar cu Nadia? Nu te place? Nadia m-a luat la o parte. Nadia m-a luat la o parte, într-adevăr, și mi-a spus că mă place. Nu înțeleg motivul de care mi-a spus că mă place. Am scris un băiat frumos. Mulțumesc frumos, la fel. Da. Apropo de Nadia, fii atent. Vreau să-ți spun ceva. La mulți ani, să fii fericită. Mulțumesc. Și să ai parte de tot ceea ce visezi și tot ceea ce îți dorești. Și Doamne ajută să-ți găsești și jumătatea aici. Bă, Victor! Răutăciosule! La mulți ani, Nadia! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Veniți și voi, băieți! Da. Să știi că s-au stins lumânările. Să-mi trăiască. Dar cântați mai ce n-am văzut. Că n-am voce la voi. Multe. Să trăiești. Mulțumesc. La fel. Mersi. Dragile spectatori, o să-i las pe concurenți să sărbătorească ziua Nadiei, iar noi ne revedem mâine de la ora 11. Seară bună! Săptămâna trecută plângeai și ai spus că ți-ai mințit copilul cu o bomboană. Păi dacă competiția asta e mai importantă pentru tine decât copilul tău, ce-i mai cerul aia, explicați-mă!
ești ultima persoană care a trebuit să ne întrebi la răspundere pentru competiție. Eu sunt ultima persoană când vii și vorbesc strict de competiție. Nu, dacă nu mai ai două cecuri la rând, tu pleci acasă, vrei să te minți? Am totul de la viață și iau totul de la viață în continuare. Tu ai luat doar o emisiune de la viață, înțelegi? Atât! Ești un frizer. Eu dacă plec de aici mor de foame. Mi-au o mașină, mă pun ca un. Așa, bravo, ce faci? Bravo ție. Ce faci? Bravo ție. O să spun frizerul, dar nu te mai stric pe numele. Tot ești frizerul. Mai vorbești de tu așa prost, vorbești și eu prost. Vorbesc cum vreau eu. Mai am o șansă. E posibil să hau. Mai pot o dată să fac vreo nebunie pe aici. Înțelegi? S-ar putea să fii tu ăla. Vezi că ai plâns, ai eu, momentul în care Andrei a dansat cu Simona dincolo. Vezi că plângeai aici. Și Codruța a dormit cu Diana, Alexandra. Și Codru și-a adus femeie de acasă aici. Eu am fost direct implicată pa! Și trag pe cine vreau la răspundere. Pa! Pa, pa! Vrei să vin să te pup? Tu pe mine? Da. Vrei să nu să te mai pup o dată. Tata, ai grijă ce scoți pe gură. Iată încă te-am venit, nu plec acasă cu tine decât. Vezi că vreau să plec acasă săptămâna asta. Plec acasă cu tine decât. E la fel ca Marnescu. Încerc să mă scoți tot pe mine, vinovat pe ăsta, scoți nevinovat ca să te atace lumea. Femeia asta este parșivă, cum a spus ea, cu mine. Bună. Ai venit direct de pe plajă? Hawaii. Din Mamaia? Direct din Mamaia, da. Direct din Mamaia, bine. Ce simți în momentul de față la prima vedere? În momentul de față? Simt să mă la tine. Dacă tu lupți pentru cineva, ești un jucător și știi, fata e premiu. Și atunci când câștigi un premiu, te bucuri de pe moment. Și îmi place să am o persoană care să o apreciez în fiecare zi. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.